Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia îi slujești, necurmat să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Amin. Doamne, și fă tot ce ai poruncit Tu, să rămână pecetluit și să nu se schimbe nimic nici cu privire la noi. Tu ești regele, fie că suntem în groapa cu lei, în cuptorul de foc, pe marea înfuriată, mărim numele Tău, că Tu rămâi în control și Tu ești Cel care ai ultimul cuvânt și Te rog să-L ai și în seara aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locul. O, glorie Domnului! Simt atingerea Duhului în locul acesta, azi toată ziua. Da, după 2 ani și mai bine, la New Life e sărbătoare. Trăim în sărbătoare. Am trăit ieri sărbătoare și slăvit să fie Domnul pentru toți cei ce au făcut posibil ca noi să avem sărbătoare, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și trăim astăzi în sărbătoare. Așa a conceput Dumnezeu viața. Și în timp ce vorbea fratele Mircea Moț, mă minunam cum Dumnezeu pregătește drumul pentru Evanghelie în seara aceasta. Thank you, brother, că te-ai lăsat călăuzit de Duhul Sfânt. În această seară o să-L vedem pe acest Dumnezeu, specialist în imposibil, care gata să facă minuni atunci când suntem în area Lui de acoperire, când avem semnal cu El, când trăim pentru slava și gloria numelui Său. Da, există o filozofie de viață pe care Dumnezeu, Cel care a creat viața, a conceput-o. Și manualul e acesta, cartea aceasta, de la Genesa la Apocalipsa, ne spune cum să trăim și aici și cum să trăim în veșnicie. Ia cartea, citește cartea, trăiește cartea, propovăduiește cartea și vei vedea pe Dumnezeu făcând minuni în viața ta. Așa a conceput Dumnezeu viața, să fim cap și nu coadă, să fim victorioși și nu victime, să fim deasupra și nu dedesubt. Și chiar când trecem prin încercări, nu ele ne domină pe noi, nu problemele, nu boala, nu groapa cu lei, nu, noi suntem și atunci mai mult decât biruitori. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Continuăm seria de mesaje mai mult decât biruitori. Am văzut cum putem să fim biruitori în viața noastră de familie. Simplu, simplu, înțelegând cum a conceput Dumnezeu să trăim în familie. Asta-i tot. Nu după mintea noastră, ci după planul Lui. Apoi, am văzut că putem să avem biruință chiar și când se întâmplă să ajungem la porci. Și spuneam ce mi-a descoperit mie Domnul după ani și ani de zile, că pilda fiului risipitor nu e atât pentru cei din afară, cât pentru cei dinăuntru. E vorba de unul care a trăit cu tata, în casă cu tata, care a beneficiat de tot ce a avut tata, care a fost copilul tatălui. Și din când în când vrem să experimentăm viața fără tata și fără tata ajungem la porci. Dar și acolo putem să fim biruitori. Cum? Văzând unde ne duce păcatul. Dezastru păcatului. Aducându-ne aminte de dragostea Tatălui. Și apoi luând decizia să ne întoarcem. În această seară continuăm să vedem cum putem să fim biruitori. Duminica trecută am văzut o zi cu porci. În seara aceasta urmărim o noapte cu lei. Cred că e deprisos să vă spun că este vorba de marele erou, de pe paginile Bibliei, Daniel. Tocmai spune la începutul capitolului 6, cartea, tocmai împăratul își pusese de gând să-l pună peste toată împărăția. Peste toată împărăția. Avea o viață ireproșabilă și împăratul avea atâta încredere în el încât vroiam să-l pună peste toată împărăția.
Și când au auzit prietenii, între ghilimele, că se întâmplă așa ceva, au spus, trebuie să-i găsim ceva la asta. E și imigrant în țara noastră și ne ia geabul. Auzi, el o să comande peste noi. Și nu i-au găsit nimic, o să vedem. Și totuși a ajuns în groapa cu lei. Dar mi-am adus aminte, stând aici pe bancă, că un alt evreu, într-o altă țară străină, înainte de a fi prim-ministru, a fost în închisoare, Iosif. Se pare că asta e calea lui Dumnezeu. Mai întâi să ne coboare la cele smerite și de acolo să ne înalțe. Deci nu vă speriați când Dumnezeu îngăduie valea umbrelor morții. Când Dumnezeu îngăduie groapa cu lei sau cuptorul cu foc. Nu-i nimic de speriat. E doar înainte de înălțare. Glorie lui Dumnezeu. În această seară vom urmări câteva secvențe din groapa cu lei. Câteva secvențe din groapa cu lei. M-am gândit care e diferența dintre a fi la porci și a fi la lei. Și din cele trei gânduri care le-am pus pe slide, se poate face o predică. M-am și gândit, hai să le iau și să fac o predică numai din astea. Wow, când încep să studiez cuvântul, Dumnezeu e fantastic. Și mai ales că nu dorm noapte acolo, atunci am de Domnul. Atunci, n-am vecin cu câini, are unul care nu-l atră tare. Dar am liniște când două, trei noaptea când nu dorm. Și atunci Domnul vine și dă și Duhul îmi spune cuvânt cu cuvânt. Aleluia! La porci ajungi singur. La lei te duc alții. La porci ajungi din cauza păcatului. La lei ajungi din cauza sfințeniei. La porci tu îl cauți pe tata. La lei te caută el pe tine. Asta e diferența. Wow, aleluia! Oh, ce putem conta pe el! Fie că te caut el pe tine, fie că îl cauți tu pe el, el răspunde, sunt aici. Când ajungi sub coverage area lui Dumnezeu, ai full signal, toate barele alea spline și atunci poți să suni că tata răspunde, poți să strigi că tata aude. Oh, ce mă bucur! Oh, de câte ori s-a întâmplat cu mine, de fapt toată ziua se întâmplă. Toată ziua se întâmplă. Toată ziua, o să vedeți de la 60 încolo, cum toată ziua ai nevoie de Dumnezeu. Și așa ai nevoie, dacă câteodată spui, hei, cu puterea mea o mai duc eu, da, de unde? Nu-i puterea mea nimic. Toată ziua, Doamne ajută-mi, Doamne îndură-te, Doamne ai milă. Și Domnul e acolo, aleluia, a fi la porci sau la lei. Dacă cumva mai cochetezi cu porcii, oprește-te. Sus la Golgota pe cruce, cu pieptul de o lance străpuns, la tainica vremii răscruce, te așteaptă cu lacrimi Iisus, te așteaptă tata. Dacă ai ajuns la lei și te-au dus alții la lei, vreau să spun că exact de aceeași protecție te vei bucura și acolo. Vreau să vă spun că gropile cu lei n-au dispărut. N-au dispărut. Groapa cu lei a rămas. Și vreau să vă spun că în țara în care suntem acum, se deschid una câte una gropile cu lei. Nu vreau să sperii pe nimeni. Suntem la ceasul adevărului. Deocamdată din umbră, mâine poi mâine o să fie oficial. Nu te închini la anticrist, te așteaptă groapa cu lei. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Numai când ajungi în groapă, n-ajungi fără ca Dumnezeu să știe. Și dacă Dumnezeu îngăduie să ajungi în groapă, îngăduie pentru că vrea să te testeze. Vrea să vadă cum acționezi când treci prin groapa cu lei. Când ajungi în groapa cu lei, să nu te sperii, pentru că Domnul e acolo și te pune la câteva teste. Te pune la câteva teste. Și primul dintre teste este testul integrității. Testul integrității. Wow!
Nu trebuie detectorul de minciuni. Nu. Dar cred că la acest test ar trebui să fim puși toți. Câteodată ne mai pune aeresul la testul ăsta. Dar e prea puțin. Ar trebui să știm că în fiecare zi Dumnezeu ne controlează, ne testează la capitolul integritate. Integru înseamnă cinstit, onest, corect, incoruptibil. Cu ăsta cum dai, nu ieși. O știe pe-a lui și o știe bine și de acolo nu-l scoți. Căpetenile și dregătorii n-au putut să găsească nimic. Ai, ce-mi place! Niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios, subliniat, și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Wow, ce caracter! Ce oglindă curată! Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Pe el nu putem să-l atacăm. N-avem cum. Mi-aduc aminte că, așa, când merg la Hatzig, mă mai duc, sunt frați care au business. Și mă duc, este un frate, îl știu de când era copil mic, vine din zona Baia de Aramă. S-a mutat la Hatzig, s-a căsătorit, a început un business. Oh, când te duci acolo la business, e Dumnezeu, Biblia e pe masă. A făcut bucătărie, cantină, le dă de mâncare la muncitori. Nu-i rușine, face misiune și îi cunosc pe juristul, îi pocăit, persoana care se ocupă de finanțe, de fiecare leu și bani din firma aceea, o cunosc foarte bine și spune, auzi, când vine la noi controlul financiar, zice, la voi n-am ce să găsesc, nici nu mă uit, zice, știu că totul e regulă. Wow, ce mărturie! Extraordinar! Extraordinar! Ce mărturie! Când vin la voi și mă uit la contabilitatea voastră, totul în regulă, n-am nimic rău să găsesc acolo! Așa era Daniel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, deci n-au găsit nimic în viața lui. Atunci, dacă nu putem să-l atacăm pe omul ăsta, îl atacăm pe Dumnezeul lui. Așa au gândit ei. Și au conceput că diavolul îți dă idei. Ai de mine, imediat. Diavolul îți dă idei. Au conceput un decret de lege prin care timp de 30 de zile să interzică orice altă închinare în afară de închinarea idolatră la împărat. Și s-au dus la împăratul și împăratul, auzi la mine, eu number one. Cum să nu accept așa ceva? Gâdile eu aici, crește inima. Orice împărat care nu știe despre Dumnezeu ar accepta. 30 de zile numai, atâta. Și dacă va fi vreunul, să fie aruncat la lei. Împăratul a semnat, a pus inelul cu ștampila, cu pecetea și s-a dat porunca. Și a aflat și Daniel că s-a iscărit porunca. Dar auziți ce face un om integru? Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, și nu de mult am trecut pe acolo, pe la cronici, și spunea Dumnezeu, când veți fi alungați din țară, duși în robie, din locul în care sunteți, dacă vă veți ruga cu privirele întoarse spre cetatea aceasta, vă voi asculta. Și Daniel n-a uitat lucrul acesta. Cu ferestrele odăii de sus descrise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga, lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Bă, Daniele, mă dată, chiar ești căpos, mi-ești fanatic. 30 de zile nu pot să... L-ai internat cu pătura pe noi. Ne rugam, prin baie, pe unde puteam. Dar nu poți tu 30 de zile, mă, asta chiar că e fanatism. De ce îl provoci pe împăratul?
pentru că el avea un împărat mai mare decât Nebucadnețar. Și trebuia să aleagă loialitatea între ăla de sus și ăsta de jos. Când am fost chemat să mi se dea recunoașterea, mi s-a spus așa, semnez o hârtie prin care ești de acord cu ceea ce îți propunem noi. Să asculți de departamentul cultelor, să colaborezi cu noi, să te dezici de Dugulescu Petru și să nu mai primești străini la învor. Și când mi s-a propus treaba asta, evident că în mintea mea hotărârea era luată, dar m-am dus la frații mei mai mari. Fraților, uite ce mi s-a propus. Ce ziceți? Păi ce să zicem? Semnează-mă și fă cum vrei. Semnează asta și fă ce vrei tu. Wow, mi s-a urcat sângele la cap. A spus, frate, azi mi s-a cerut să mă dezic de X, mâine mi se cere să mă dezic de dumneatale. Îți convine? Era un inspector de culte bătrân, mai avea 2-3 luni până iasă la pensie. A spus, domnule, ca să înțeleagă, eu am o conștiință, dacă fac treaba asta, mâine mă duc și mă spânzur ca Iuda. Wow, nu mi-a spus nimeni treaba asta, nu pot să fac. A ieșit la pensie și a chemat pe secretarul comunității și i-a spus, spune-i domnului Sârbu că n-am putut mai mult, îmi pare rău. Alții au primit atunci, eu n-am primit. Nu știu dacă au semnat sau n-au semnat. Eu n-am semnat. N-am avut niciodată vreo recunoaștere în buzunar sau vreun carnet de păstor în România. Dar am avut totdeauna recunoașterea lui Dumnezeu. Și sunt cu conștiința curată că nu mi-am trădat caracterul, nu mi-am trădat frații, n-am trădat lucrarea și am rămas copilul și slujitorul lui Dumnezeu. Măriți să-i fie numele! Bine, frate, dar noi nu suntem confruntați aici cu securitatea. E adevărat, încă. Dar suntem confruntați cu viața de fiecare zi. Și în lucrurile mari trebuie să fie cinstit, dar și în lucrurile mici. Acum sunt taxele, mâine ne ducem și noi cu bruma noastră la taxe. Declar tot, nu declar. Sau altele, mărunțișuri de astea. Caracterul nu privește numai relația cu dușmanii. Caracterul privește relația cu Safeway, cu Walmart-ul, cu școala, cu business-ul, cu familia, cu vecinii. Și mai ales caracterul cu tine însuți. Spun americanii că ăștia le știu pe toate. Că sunt trei lucruri care distrug caracterul unui om. Și cu referire la slujitorii lui Dumnezeu. Și aceste lucruri toate încep cu litera G și dumneavoastră le știți. Gold, glory și girls. Banii iau mințile omului. Succesul, care e o povară care, dacă vrei să o porți tu, sigur spun că te dărâmă. De asta totdeauna când ies de aici cu lacrimi, pun totul pe umerii Domnului Iisus. E prea grea povara asta și nu mi-aparține. Eu dau lui și girls, femeile. Și e la modă. E la modă, secretara cu patronul, cu pastorul, și așa mai departe. Îi la modă, capete mari, oameni vedete, mai ales la teleevangeliști. Nu-i cazul să mai scormânim, că nu ne face plăcere. Mă, când ajungi în groapa cu lei, când e vorba de groapa cu lei, primul lucru care vrea să te testeze Dumnezeu e caracterul tău. Caracterul tău. Am citit într-o carte cu ilustrații despre Thomas Morus, era cancelar al Angliei, se afla la apogeul gloriei sale când a căzut în disgrația regelui Henric al VIII-lea și asta tot din cauza că a fost pocăit, din cauza credinței. Ca urmare acestui fapt și-a pierdut libertate și a fost condamnat la moarte. Prietenii l-au rugat să renunțe la principiile sale. Mai ai 20 de ani de trăit, nu ai cât aminte. Dar el a refuzat categoric. A venit
soția și copiii la el la închisoare și s-au aruncat în genunchi în fața lui, l-au rugat să renunțe la credință. Ea a spus, anii ce mai avem de trăit, am putea să-i petrecem în fericire. De ce vrei prin refuzul tău să arunci întreaga familie în cea mai disperată mizerie? Mă spuneți dumneavoastră, și poate și eu aș fi făcut la fel. Când îți vezi soția și copiii că se pun în genunchi în fața ta, nu ți se moaie inima să spui, scriu și fac ce vreau eu. Thomas a întrebat-o, câți ani crezi că aș mai putea trăi? Cel puțin 20, a răspuns soția. Și pentru 20 de ani pământești să ajungă în pedeapsa veșnică? Mai bine să pierd totul decât mântuirea mea, pentru că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? După 13 luni de temniță grea, Thomas Morus a murit pe eșafod. Integru, onest, cinstit, incoruptibil. În această seară, nu într-o groapă cu lei, într-un sanctuar la New Life Romanian Church, Dumnezeu se uită la mine și la tine și mai mult decât văd eu și vede El. Te testează la capitolul caracter, integritate. În dreptul tău, aici ai semnal, ai area acoperită de prezența lui Dumnezeu. În dreptul tău, cercetează-te. Știi de ce? Pentru timpul cât a mai rămas, merită să stai până la capăt lângă Dumnezeu. Nu-ți trăda credința, nu-ți trăda împăratul, nu-ți trăda valorile care bunicii și părinții tăi le-au pus în tine, s-au rugat și au postit pentru câțiva ani, câteva luni, câteva săptămâni. Te rog, te implor, rămâi integru! Și dacă ai călcat pe bec, întoarce-te! E casa aici, tata, să te ierte, e casa lui! Al doilea test în groapa cu lei e testul încrederii. Împăratul a semnat și a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapă. Asta a fost. Fără să-și dea seama a semnat și acum trebuia să respecte ce a semnat. Care după legea mezilor și a perșilor nu se poate schimba. Dar când l-a aruncat în groapă a spus, a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmată îi slujești, să te scape. Adică dacă te încrezi în Dumnezeu, așa cum zici, asta trebuie să se vadă acum. Îi doar politică? Ești doar evreu, evreu e omul din partea elaltă și nu vrei să votezi cu noi? Nu vrei să rămâi în sistem, să te închini la împăratul? Sau te încrezi în Dumnezeu și dacă e adevărat ce spui tu, acum Dumnezeul tău să te scape. Acum se testează, se verifică credința și credința este ce? O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Da, când vine groapa cu lei, nu te speria. Oamenii vor să vadă dacă te încrezi în Dumnezeu cu adevărat. Și mai ales, Dumnezeu vrea să vadă dacă îl onorezi prin atitudinea ta, prin decizia ta. Suntem o priveliște pocăiților. Și aici, când ieșim de aici, și în parcare, și acasă, și la magazin, și la lucru, și la școală, și în vacanță, suntem o priveliște. Videocamera cosmică a lui Dumnezeu funcționează 24 din 24. Wow! Mi-a plăcut ieri, am stat de vorbă cu un frate. Și am rămas uimit. De aici, din America, își vede tot ce are în România. Tot. Deschide un link pe internet și vede tot ce e în casa lui din România. Extraordinar! Am rămas uimit. La nivelul nostru omenesc se întâmplă asta. Vă dați seama la nivelul lui Dumnezeu. Ce internet sofisticat are Dumnezeu.
Și ce GPS extraordinar! Și când respiri știe, și când clipești din ochi știe, și când stai jos, și când te culci, și când fugi, și când ești obosit. Și când nu mai poți să crezi. Scria un frate din București zilele astea, e pe lista noastră de rugăciune. Fraților, rugați-vă pentru mine că nu mai pot. Citesc Biblia și nu mai înțeleg nimic. Trecem și pe aici, fraților, da. Dar și atunci Dumnezeu vrea să ne testeze. Până la urmă, credem sau nu credem. Și ciudat, Daniel în groapa cu lei, stă liniștit. Are pace și liniște. Dacă citim textul din Daniel 6, în palat împăratul n-a putut să doarmă toată noaptea. Toată noaptea. Păi cum? Tu ești șeful. Tu ești cel atotputernic. Ești împăratul împăraților pe pământ. Nimeni nu-i ca tine. De ce n-ai liniște? De ce n-ai liniște? El mustra conștiința. A condamnat un om nevinovat. Acum vrea să vadă dacă ce-a spus Daniel e adevărat sau nu. Dacă funcționează încrederea în Dumnezeu sau nu funcționează. Și dimineața, în revărsatul zorilor, se duce la groapă. Se duce la groapă și cu glas plângăreț, spune textul, s-a apropiat și a strigat: Daniel, a putut Dumnezeul în care te încrezi tu să te scape? Și acum versetul care e scris acolo. Și Daniel a zis împăratului: veșnic să trăiești, împărate. Eu nu știu dacă o fi înțeles împăratul ce înseamnă veșnic să trăiești. Ca să trăiești veșnic trebuie să te pocăiești. Cred că e un alt fel de a spune pocăiește-te, împărate. Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu, despre care ți-am spus că mă încred în El, ce-a făcut? A trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Wow, ce declarație, ce mărturie, extraordinară, extraordinară. Câtă încredere, câtă încredere în Dumnezeu. Vasile cel Mare, pe care oamenii l-au făcut sfânt, a fost prigonit de către împăratul Valens pentru credința lui. Acesta a dat un răspuns înțelept când a fost anchetat de împăratul. Răspuns care a rămas înscris pe paginile istoriei. Împăratul i-a spus: dacă nu te lepezi de credință, îți voi lua averile. Și Vasile cel Mare îi spune: nu aveți atâta putere să mi le puteți lua, că cele sunt într-un loc sigur, a spus pocăitul ăsta, arătând cu mâna spre cer. Te voi exila, a spus împăratul, tot pământul este al Domnului meu, așa că nu mă tem de exilare, a continuat Vasile. Te voi pedepsi cu bătaia, a răspuns împăratul. Mă bucur să am parte de suferințele Domnului meu, răspunde Vasile cel Mare. Îți voi tăia capul, a spus cu mânie împăratul. Abia aștept pentru a ajunge cât mai repede la stăpânul meu. Aleluia! Când a văzut împăratul că nu poate să-l înspăimânte cu nimic pe acest martor al lui Hristos, a poruncit să îi se dea drum. Să îi se dea drum. Adevărul vă va face liberi, fără credință. Credința este o încredere. Este cu neputință să fim plăcuți Lui. Test de integritate, test de încredere și în final, al treilea test, îmi place cel mai mult, e testul înălțării. Știți ce s-a întâmplat cu Daniel? A fost scos afară, a fost ridicat, adică a fost înălțat din groapă. Da,
În locul lui au fost aduși prietenii lui, informatorii. Informatorii. Și l-au lupt pe toată noaptea, nu au mâncat nimic. Și probabil nici ziua precedentă. Când trebuie să mănânce pe cineva, îi flămânzești pe lup mai întâi, nu? Pe lei și pe lupi. Și lupii, ai de mine. Și lupii sunt și cu patru picioare. Circulă acum o vorbă pe internet că românii nu știu să mănânce. Nu știu să mănânce, să mănâncă între ei. De aia zic că sunt și lupi cu patru picioare și cu două și lei cu două picioare. Sunt, îi plin de ei. Nu sunt aici. Nu sunt aici. Dumnezeu, dacă sunt aici, Dumnezeu să-i îmblânzească. Să nu facă nimic. Nu lui Daniel a făcut rău. Nu. Și-au făcut lor rău. Ar vrea să vă rog pe toți să citiți în Obadia. Să citiți în Obadia. Nu prea citim în Obadia. E un singur capitol, mi se pare, sau două. În Obadia spune așa. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Și mi-aduc aminte de David când îl blastămă și mei și aruncă cu praf și cu piatră și cu oamenii de lângă el. Îi dăm una, îl terminăm! Băi, fii țărui, ce mi-a face cu voi? Dacă Dumnezeu l-a pus să blastăme, lasă-l să blastăme! Aleluia! Ce îmi place să te încrezi în Dumnezeu și să lasă pe Dumnezeu să se ocupe de oameni. Dar ăia cad în groapă și n-ajung în groapă, din aer, sunt devorați de lei. Și acum, ce face împăratul? Ce face împăratul? Și tot mă frământă treaba asta și următoarea predică va fi câteva clipe în cuptor cu cei trei tineri. Și tot mă frământă pentru că noi suntem ca evreii ăștia în Babilon. Suntem niște pocăiți într-un imperiu, multilingvistic, într-un imperiu multietnic. Și Babilonul era un imperiu păgân. Și niște tineri evrei au schimbat legile în Babilon. Auziți ce poruncă dă împăratul? Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Amin! Păi nu, cu trei zile înainte, porunca era să se închine la mine. Wow! Un imigrant evreu schimbă totul, Dumnezeu prin el. Căci el este Dumnezeul cel viu și el dăruiește. Nu se vede pe prea mic ecranul ăla. Și el dăruiește oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Că cel este Dumnezeul cel viu și el dăinuiește veșnic. Împărăția lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leului, din ghearele leilor. Wow! Ceva extraordinar. Din groapa cu lei, un imigrant evreu care s-a încrezut în Dumnezeu face ca Dumnezeul lui să fie înălțat mai presus de toți Dumnezeii. Într-un imperiu păgân, Dumnezeul adevărat, prin decret de lege, devine Dumnezeul cel adevărat și veșnic care dăinuiește în veci. Dar nu numai atât. Auziți ce spune în versetul 28 din Daniel 6. Daniel a adus o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir Persano. Știți ce învăț eu de aici? Când prin viața mea Dumnezeu este înălțat, automat sunt înălțat și eu. Wow! Fantastic! Când Dumnezeu este înălțat în viața mea, următorul care e înălțat sunt eu. Știți că în Ucraina este situația aceasta explozivă.
Numai știți că președintele interimar al Ucrainei este un pastor, un slujitor al lui Dumnezeu. Și acolo la Kiev, în piața centrală, au fost săptămâni de zile de măcel, de foc, de morți. Și acum în piața aia centrală s-au adunat mii și mii și mii de pocăiți, de creștini, de toate confesiunile. Și au avut zi de rugăciune acolo pe genunchi în piață. Și cred că atunci când Dumnezeu va fi înălțat într-o națiune, și copiii lui vor fi înălțați. Să fie înălțat, am cântat, Domn al gloriei, împărat. Și vă aduceți aminte la Estera? Estera a fost pusă într-o situație limită. Și Estera și-a riscat viața. A postit cu slujnicile ei, s-a încrezut în Dumnezeu și s-a dus la împărat împotriva legii. Împăratul i-a întins toiagul. Și planul de nimicire al evreilor a fost demascat. Și Haman a fost executat pe spânzurătoarea care el a pregătit-o pentru Mardoheu. Nu mai auziți ce spune Estera, capitolul 8, cu versetele 1 și 2. Fantastic! După ce Dumnezeu a fost înălțat, în aceeași zi împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, vrășmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Extraordinar! Evreul de jos din țărână, de la poartă, ajunge mâna dreaptă lui Ahasveros. Știți de ce? Pentru că nu i-a fost teamă într-un imperiu ostil lui Dumnezeu să spună, da, eu sunt evreu, eu cred în Dumnezeu, eu proclam domnia și autoritatea lui. Și când Dumnezeu a fost înălțat în Israel, a fost înălțat în Babilon, a fost înălțat Mardoheu, așa ca și Iosif și ca și Daniel. Ce-mi place. Vreau să încheiem cum am început. Și să vă spun că gropile cu lei n-au dispărut. Încep să se deschidă. Nu doresc la nimănui să ajung acolo. Dar dacă Dumnezeu va îngădui cumva, nu te speria. El îngăduie ca să-ți testeze integritatea, să-ți testeze încrederea în El. El îngăduie ca prin mărturia ta El să fie înălțat și când spun înălțat, the test of exaltation, nu ridicat pe o scară mai sus, nu. Exaltare înseamnă altceva, înălțare, adorare, preamărire, glorificare, slăvire, tot ceea ce se poate adresa unui Dumnezeu. Și când El e înălțat, următorul care se înalță ești tu. Toată gloria îi aparține lui Dumnezeu. To God be the glory.